Bine v-am găsit, oameni, la noua emisiune Intelligence for All, o emisiune care abordează o paletă, să spunem, soft power din cu ce privește securitatea națională, o paletă, în schimb, care mie mi se pare că a devenit hard power pentru țara noastră și mă refer aici la educația națională. De ce spun acest lucru? Pentru că observăm că pandemia a scos în prim plan atât sănătatea cât și educația națională, având în vedere chiar discursul sau luarea de cuvânt de aseară actualul ministru al educației, care vorbește deja de posibilitatea ca deja să avem un prim județ care să intre online, și vorbim aici de județul Cluj, și ne întrebăm în continuare dacă această intrare în online va însemna din nou lipsa internetului în ceea ce înseamnă mediul rural sau în zonele în care până și semnalul de cablu ajunge foarte greu, ținând minte acele ore pe televiziunea română. Avem plăcerea să o avem invitată astăzi pe doamna profesor universitar Ecaterina Andronescu, ministru educației de atâtea ori și rector al Universității Politehnice din București. Din perspectiva de ministru educației, o să rog pe doamna profesor să ne dea mai multe lămuriri cu privire la aceea încotro o ia educația națională din România în acest context, context presărat de altfel și de, să spunem, frigul care începe să-și spună cuvântul în tot mai multe școli din România. În schimb, aș dori să o salut pe doamna ministru. Doamna ministru, vă mulțumim pentru că ați fost de acord să ne dați acest interviu. Vă salut și eu și pe dumneavoastră și pe cei care vă urmăresc emisiunea. Și vă mulțumesc că ați venit la școală, la Politehnică, să vorbim despre școală. Da, mi se pare locul cel mai potrivit. Sigur că am spus de foarte multe ori public, pandemia a transformat educația într-o victimă. Nu cred că poate să contrazică cineva această afirmație a mea, pentru că educația a fost în cea mai mare suferință în această perioadă. Să stai în online sau deloc timp de 2 ani de zile nu e o chestiune pe care să o mai poți recupera, mai ales să o recuperezi cumva din mers. Lucrul acesta este imposibil, dar constat acum că și frigul închide școlile, pentru că azi dimineață o știre anunța faptul că în Timișoara, practic, școlile sunt online, pentru că nu, primarul a hotărât că nu are cu ce să le încălzească. Dați seama câtă umilință până la urmă. Orașul Timișoara nu este orice oraș. Acolo există un liceu în care au învățat 2 laureați ai premiului Nobel. Și nu putem, noi nu suntem în stare să încălzim aici, școala. Doamne, ministru, dacă îmi permiteți, o să vreau să o lăsăm mai la sfârșit această întrebare, pentru că am eu, pregătindu-mă pentru această emisiune, practic am început să mă oripilez de unul singur, pentru că nu este singura situație, din păcate. Da, categoric. Și atunci aș vrea să începem, în schimb, cu un deziderat. Iar spune un deziderat care, din punctul meu de vedere, a fost foarte greu digerat de societatea românească, și acest deziderat este acel program al președinției României, numit România Educată. Lumea, părerea mea, că n-a înțeles foarte bine despre ce este vorba, și așa cum un alt cadru didactic pe care îl respect foarte mult îmi spunea că există proiecte care se nasc moarte. Părerea mea e că acest proiect s-a născut mort. Da, e doar părerea mea. Dar aș vrea să spicuiesc puțin din ceea ce președintele României vorbea despre obiectivul acestui proiect România Educată, spunând că România Educată este proiectul generațiilor viitoare, fundamental, pe care să putem construi România următorilor 100 de ani. V-aș pune o întrebare ca să putem să digerăm mai bine ceea ce s-a putut și ce nu s-a putut cu acest proiect.
La ce credeți că s-a referit președintele României? Ce vrea el să facă cu această Românie educată? Eu cred că perioada pe care o traversăm acum oarecum scoate, nu aș spune în decor, dar le trimite oarecum în așteptare proiectele acestea pentru viitor. Pentru că noi avem de recuperat ceea ce ne-am făcut 2 ani de zile. Și lucrurile acestea nu putem peste ele, nu putem să trecem ca și când n-ar exista. Faptul că 1 milion de copii din România n-au avut acces la școală timp de 4 semestre, fără îndoială a născut un hiatus în nivelul lor de pregătire pe care autoritățile trebuie să încerce să-l completeze cumva. Eu spuneam mereu și spun asta din propria mea experiență, că este foarte greu să pierzi o zi de școală pentru că nu mai poți recupera a doua zi. A doua zi vine cu problemele ei, ar fi trebuit să faci altceva a doua zi, nu să recuperezi ce n-ai făcut în ziua precedentă. Dar să recuperezi 2 ani de școală este imposibil. Și atunci, după opinia mea, și la un moment dat am avut o discuție cu domnul ministru în încercarea de a avea o discuție și probabil că o să o avem în următoarea perioadă de timp, cred că acum sunt necesare programe care să regândească integral curriculumul. Pentru că, pe de o parte, pandemia aceasta ne-a dus în situația că 1 milion de copii din România să nu aibă acces la școală 2 ani de zile, pe de altă parte trebuie să ne uităm și la ce a adus bun pandemia. A pus în prim plan tehnologia, a pus în prim plan o altă abordare a școlii pe care noi cumva ar trebui să o fructificăm. Copiii care au stat acasă 2 ani de zile în fața laptopului sau deloc sau în copaci cu un telefon în mână poate reușesc să prindă un contact cu școala, ei au căpătat o mai mare încredere în ei și o mai mare independență cumva. Școala ar trebui să fructifice lucrul ăsta. Școala ar trebui să fructifice, pentru că, iată, vorbim de PNRR-ul acesta și de banii care ar veni de acolo și de faptul că trebuie să facem digitalizare, în ce direcție o luăm? Folosim și aturile, dar, din păcate, încercând să completăm aceste hiatusuri care s-au creat, vrem sau nu vrem, în pregătirea elevilor. Pentru că președintele vorbea de 100 de ani. Sigur că m-am uitat de foarte multe ori în istoria școlii românești. Pentru că în România școlile au apărut relativ târziu. Mă refer la școlile elementare, la școlile care creau alfabetizarea, să spunem așa, în timp ce alții aveau deja universități. Ce ne-a ajutat oarecum să recuperăm? Și unul dintre proiectele cele mai interesante din istoria școlii românești a fost fără îndoială proiectul lui CUZA, a creat obligativitatea învățământului primar. Noi nu-l valorizăm suficient pe CUZA. Proiectul de educație a lui CUZA a fost un proiect care a fost gândit de Gheorghe Lazăr la începutul secolului XIX. Gheorghe Lazăr, din păcate, a murit tânăr, preluat de Petrache Poienaru și transformat în lege sub mandatul lui Alexandru Ioan CUZA. Dar următorul proiect care a lăsat urme în societatea românească a fost proiectul lui Spiru Haret de a crea școala normală. Școala normală producea învățători. Învățătorul pune baza în formarea oricărui copil. Dacă noi nu vrem să recunoaștem că învățământul primar reprezintă fundația pentru o clădire și de acolo poți să construiești sau nu, sigur că ar fi o greșeală să nu recunoaștem lucrul ăsta. Și atunci, având un corp al învățătorilor foarte bun, ne-am dus mai departe. De aceea, acum cred, întorcându-ne la zilele noastre, acum cred că este nevoie de, dacă vreți, de o strategie remedială, cumva, nu neapărat remedială în sensul în care înțelegem cursurile remediale deja care au făcut, n-au produs efectele scontate, din păcate, ci o strategie care să cumva să cupleze nevoia de modernitate prin digitalizare cu aceste hiatusuri create de pandemie. Și cred că lucrul acesta este posibil
și trebuie să-l facem, pentru că dacă mergem, proiectul, evident că România Educată e un proiect pe care l-am citit, dacă vă reamintesc sau cineva își reamintește că în 2019, cât am fost în cele 8 luni la minister, am lucrat la o strategie, am spus educația ne unește cumva încercând să pun accentul pe faptul că sistemul educațional este într-adevăr cel care liază societatea și asigură echilibru din societate. Nu cred că acum trebuie neapărat să ne uităm ad literam la aceste proiecte, ci pur și simplu să încercăm să regândim prin prisma contextului pe care îl traversăm în această perioadă. Mai ales că în momentul acesta, cum spuneți dumneavoastră, educația trăiește clipe grele și aici chiar un alt document programatic, vorbim aici și nu pot să nu fac referire în permanență la acest document, vorbim de Strategia Națională de Apărare a Țării, mandatul președintelui de securitate națională pe, până în 2024, vorbește despre, ca obiectiv național de securitate, despre dezvoltarea consolidată, durabilă și, adaptată a marilor sisteme publice, printre care întâlnim și educația. După care ne vorbește acest proiect despre o dimensiune de securitate națională care înseamnă această operaționalizare a proiectului România Educată, cu obiectivele de creștere a calității actului educațional prin optimizarea modalităților de finanțare a sistemului de educație. Eu chiar v-aș întreba cum credeți în momentul de față sau cum vedeți dumneavoastră din, de data asta, nu din partea de ministru al educației naționale, ci din partea de beneficiar totuși a unor fonduri de educație și cum vedeți dumneavoastră că se întâmplă asta la nivelul și școlii, cum a spus dumneavoastră, școlii primare, cum este cu această optimizare a metodelor de finanțare a educației românești? Credeți că suntem într-o situație excelentă din punctul ăsta de vedere? Nu, iar subfinanțarea de ani de zile, pentru că vorbim de o subfinanțare în ultimii 32 de ani, dar nu numai în această perioadă. Subfinanțarea școlilor și învățământului în general, cred că a început pe undeva prin anii 80. Ca urmare, acumulările sunt foarte mari, acumulările de subfinanțare, dacă pot să mă exprim așa. Acum, unde ne-a dus această subfinanțare? Pentru că, evident că produce efecte. Sunt zone în România mai avute, să spunem, mai bogate și zone mult mai sărace. Școala este ca un senzor în societate. Școala nu poate să fie diferită de cum este societatea locală într-un oraș mare, într-un oraș mai mic, într-o comună și așa mai departe. Deci contează enorm toate lucrurile acestea. E, subfinanțarea aceasta de-a lungul atâtor ani a condus la o polarizare excesivă a școlii românești. De aceea eu am curajul să vorbesc public. Această polarizare a crescut permanent și suntem în situația în care foarte greu să presupunem astăzi că poți să ai aceeași abordare curriculară și în orașul, într-un orășel sau în sătuc, unde profesorul, ca să ajungă, face 20 de kilometri, și în centrul Bucureștiului. Și atunci va trebui cumva ca într-o strategie națională care să se uite la realitatea României, să găsim formule de ameliorare. Când spun că școala este polarizată, mă refer că sunt școli cu performanțe foarte înalte, unde părinții scot din buzunar, investesc în copiilor, țin aproape de copiilor, în așa fel încât să-i determine și acasă să înțeleagă rolul școlii pentru viața lor activă și unde, evident, și școlile au profesori bine pregătiți profesional și cu exigența necesară și atunci toate se îmbină. Eu am făcut chiar o evaluare încercând să răspund la întrebarea ce face diferența dintre o școală cu performanță și una fără performanță și am ajuns la concluzia că părinții fac această diferență. Părinții prin modul în care își educă copiii, prin modul în care îi relaționează cu școala, prin modul în care și părinții se relaționează cu profesori. Lucru care este de înțeles pentru că școala nu este un loc în care profesorul, ca un funcționar, ia un dosar și rezolvă hârtiile din dosar. Am tot respectul pentru funcționari. Această profesie este o profesie de vocație. Trebuie să ai har ca să fii profesor.
N-ai har, te duci și faci o altă meserie. Tu nu mai existi în momentul în care intri în clasă. Există cei 30 ori 2 ochi care se uită la tine și așteaptă de la tine să te măsoare din cap și până în picioare, să tot ce spui, cum te comporți, ce le transmiți. Pentru că ei sunt ca, ca o hârtie de filtru absorbantă. Da? Așa trăiesc copiii în parteneriat cu profesorii de acolo din clasă. Deci se creează o comunitate între profesori și ele. Și nu numai la școlile mici, să știți, e valabil și la universități, în egală măsură. Ok, dacă în școlile, în urbanul mare, chiar și în urbanul mic, și în unele comune care au avut grijă sau sunt mai aproape de orașe, școala produce efecte pozitive, sunt situații în care, ca să compensezi nivelul de sărăcie, ar fi trebuit prin finanțare să vii cu o cotă mai mare spre aceste zone. Și atunci să reduci polarizarea prin contribuția statului mai importantă în zonele mai sărace. Ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat, pentru că tot timpul a fost în încercarea de a întinde de plapumă ca să acoperi peste tot, să acoperi toate golurile. Și aici ne-a dus situația aceasta a subfinanțării la creșterea polarizării și la situația pe care deja am menționat-o, în care trăim astăzi, în care e foarte dificil să ai același nivel și același curriculum, indiferent de nivelul școlii. Unde aici suntem. Unde avem, unde pot să putem să venim și cu două exemple. Unul de vocație, acel exemplu de vocație în acele școli de care nu se vorbea nimic în pandemie anul trecut, în care nu exista internet și copiii, chiar cum a spus dumneavoastră, se urcau în vârful copacului ca să prindă un pic de semnal, și unde dascălii s-au dus din poartă în poartă, au listat pe banii lor temele și le-au lăsat copiilor acasă. Aici un exemplu extraordinar vocațional. Dar totodată discutăm și de, ea spune, nu știu dacă ea spune obicei social, dar este o orientare tipic românească, ea spune eu, aceea de care discutăm chiar în aceste zile, în care găsim inclusiv pe, în mediul online, anunțuri că oferă flotant într-o anumită zonă unui părinte unde își dorește lângă o școală mai bună, cum spuneați dumneavoastră, de polarizare. Deci sunt oameni în București sau în orașele mari sau orașele cu școală bună, cum spuneți dumneavoastră, oferă flotant ca părinții să poată să-și înscrie copiii la acele școli. Și atunci discutăm din nou, lăsăm o parte polarizarea pe care ați menționat-o foarte bine, discutăm și o debalansare și o lipsă de predictibilitate a alocării de resurse, de vreme ce oamenii migrează în funcție de un interes. Cum a spus dumneavoastră, o zonă în care s-au făcut niște investiții, o zonă în care probabil edilul a fost un mai bun gospodar sau o zonă în care s-au accesat niște fonduri europene și rămân exact goale niște zone în care polarizarea deja era definită și acolo niște copii care probabil sunt condamnați în continuare la... Și sunt condamnați fără să fie vinovați, din păcate. Și unde, cum a spus dumneavoastră, că practic ați... Foarte plastic, ați înlocuit un termen cu altul. Discutăm nu de optimizare, ci de subfinanțarea învățământului, care este, cum a spus și noastră, demelia societății. Și în acest context ar veni o altă întrebare. O întrebare legată de această întrebare. Una dintre miile de știri din ultimii 2 ani pe care le-am citit și care a construit tiparul în 1 ianuarie 2022, ne vorbește despre haosul din școlile românești, unde regulile privind predarea online s-au schimbat la fiecare val COVID-19. De ce se întâmplă acest lucru? Nu se putea gestiona situația asta pandemică altfel. Ba ne vaccinăm, ba nu ne vaccinăm, ba trebuie să fie profesorii vaccinați până la 60% să nu se închidă școala, ba trebuie să fie un caz în clasă, ba trebuie să fie 3 cazuri în clasă. Ce trebuie să înțelegem din asta? Cine trebuie cu adevărat să preocupe ca școala totuși să funcționeze? Cum de astfel funcționează, poate, în alte țări care ar trebui să ne fie exemple? Eu cred că aici, oarecum, n-a existat această încredere în decizia locală, după opinia mea. Pentru că eu aș fi lăsat lucrul acesta și chiar noi am pus într-o lege în 2020 să ministerul să poată să delege competențele către școli. Gestionarea pandemiei nu cred că era necesară să fie făcută la nivel central. Vorbim de școli acum. Nu vorbesc de situația sanitară, care presupune alte criterii și nu vreau să mă amestec acolo. Dar dacă la nivelul unei localități am o școală,
Sigur, am director, am consiliu profesoral, am consiliu de administrație acolo. Ar fi putut să decidă dacă închid școala sau nu. Pentru că au fost localități foarte multe în țara asta unde nu exista COVID. Dar totuși școala a fost suspendată. Păi de ce? Când acolo nu aveau resurse tehnologice și nu aveau nici COVID. Trebuia să-i las să meargă la școală, să intre în sala de clasă, să nu piardă atât cât s-a pierdut. Eu și în continuare cred că, indiferent dacă vor mai veni alte valuri sau trăim ultimul val, decizia trebuie descentralizată și trebuie trimisă la nivel local. Aș propune ministerului un sistem de monitorizare mult mai concret decât se face acum. Inspectoratele nu sunt niște sinecuri, nu trebuie tratate așa, și toți inspectorii școlari trebuie să înțeleagă că ei sunt vătafi pe teritoriu pe care îl gestionează. Inspectoratele școlare trebuie să monitorizeze în ce măsură programa școlară stabilită a fost parcursă sau nu. Au o mulțime de soluții de a monitoriza aceste lucruri. Pentru că dacă nu se face școală și nimeni nu a monitorizat ce s-a întâmplat cu acel copil, cât e nepregătit el, este el, ajungem în situația pe care am avut-o anul acesta. Și anume, la evaluarea națională, 35.000 de copii din mediul rural n-au luat nota 5, deși s-au înscris. Și 33.000 de copii din mediul rural nu s-au putut înscrie la evaluare. Care este traducerea acestor cifre? Păi 33.000 de copii nu s-au înscris la evaluarea națională, că n-au putut să-și finalizeze semestrele, ca urmare nu s-a putut încheia situația școlară ca să poată să intre în evaluarea națională, și 35.000 n-au luat 5 pentru că au fost 2 ani de zile departe de carte. Nu avem cum să nu recunoaștem lucrul acesta. Și atunci 33 și cu 35 fac 68.000 din circa 80.000 de copii din mediul rural cât se află într-o generație în mediul rural. Și practic discutăm deja de 70%. Discutăm de mai mult de 70% de copii care, pe care i-am sacrificat. Ce se întâmplă cu ei? Da? Am gândit o formulă ca măcar să intre în școlile profesionale chiar și fără evaluare națională, să aibă o meserie, se întreabă cineva dacă din ce vor trăi copiii ăștia când vor deveni adulți. Adică trăim o... Nu spun că este... Poate nu e o tragedie, deși mai degrabă îmi vine să spun tragedie decât dramă. Dar drama este în mod categoric. E drama familiilor, este drama acestor copii, dar mai ales este drama societății. Am mai vorbit de lucrul acesta, am citit un document elaborat de OECD pe situația pierderilor cu suspendarea cursurilor în Statele Unite. Vorbesc de pierderi în economia Statelor Unite de 15.000 de miliarde pe următorii 20 de ani. Adică sunt pierderi uriașe. Nu cred că cineva în România a făcut un astfel de calcul, din păcate. Să nu mai dumneavoastră răspundeți despre oameni care încă au mai luptat, mă refer copii care n-au terminat, nu și-au încheiat situația școlară, dar și-ar fi dorit să se întâmple lucrurile acestea. Copii care, din păcate, n-au putut să performeze la evaluarea națională, dar cifrele despre de abandon școlar, despre alea, parcă se mai vorbește puțin, dar nu la modul serios, cum a spus dumneavoastră, despre ce va face. E gluma aia, știți, care spunem noi ăștia mai în vârstă. Cine ne plătesc pensiile, când o fi vorba să fie, adică cine va mai munci în țara asta? Uitați-vă, m-am uitat la cifre, cum a spus dumneavoastră, acum vreo 10-15 ani, când erați și dumneavoastră ministru, când ieșea acel ordin la începutul anului cu privire la câți străini au voie să muncească în România, discutam de 3-4 mii de oameni. Anul ăsta am văzut săptămâna trecută, s-au aprobat 100 de mii de oameni că au voie să muncească în România, mă refer la cetățeni străini. Și știm foarte bine că asta nu este o protecție a forței de muncă. Înseamnă că suntem într-o disperare a forței de muncă, în sensul că nu mai are cine să muncească și atunci trebuie să aducem din afară. Categoric, da, pentru că circa 4-5 milioane de români muncesc în afara granițelor țării. Și atunci, pe piața muncii, se simte o nevoie de forță de muncă uriașă. Adică n-ai cum să dizloci 5 milioane de oameni și să nu simți lipsa acestor brațe de muncă aici în țară. Din păcate, vedeți dumneavoastră ce situație groasnică am trăit noi în România ultimilor 30 de ani.
Deci eu judec așa, dacă 4-5 milioane de români muncesc în afară, toți acești români s-au format în școlile din România. Eu nu cred că cineva, un patron de afară, îl angajează pe un român pentru că este român. Nu îl angajează pentru că știe o meserie. Fie că e inginer, fie că e doctor, fie că e muncitor, el știe o meserie și îi produce profit. Acești oameni plecați afară s-au format în școlile din România. Ce am făcut noi de 30 de ani? Distrugem școala românească, vorbim tot timpul de rău despre școala românească. Eu nu sunt de părere că trebuie să ascunzi gunoiul sub preș, dar să nu recunoști și meritele școlii și să critici ceea ce este de îndreptat, dar nu să spui că la modul general școala românească este proastă, pentru că atunci decidentul nu mai dă bani la școală, că tot degeaba se duc la școală. Aduceți-vă aminte o expresie care pe mine m-a uluit pur și simplu, pentru că venea dintr-o poziție extraordinară, din cea mai înaltă poziție din România: școala românească scoate tâmpiți. Nu vă supărați, nu pot să fiu de acord și o să aștept cât trăiesc să retragă această afirmație absolut păguboasă pentru toată societatea românească, nu numai pentru școala românească. Și atunci, decredibilizând școala, o finanțăm mai prost. Din păcate, pentru școală, în momentul în care finanțezi școala, ea nu produce efecte imediat. Efectele se văd în 10-15 ani. Și atunci decidenții pe un domeniu financiar sau pe domeniu politic la modul general sunt: domnule, trebuie să finanțez ceva care să vadă că am făcut ceva. Pentru următorii 4 ani eu trebuie să mă duc să cer votul oamenilor din nou. Și atunci cumva trebuie găsită o înțelegere între toate forțele politice în legătură cu finanțarea școlii. Aici trebuie să vin să vă spun că și ca părinte, dar și ca și dascăl, eu mă simt oripilat de ce face actuala putere. Îmi pare rău, trebuie să o spun, pentru că o spun cu toată responsabilitatea. De ce? Și o să vă spun imediat. Pentru că tot așa, legat de dimensiunea online a școlii românești datorită pandemiei, asistăm în ultima perioadă, bineînțeles, și nici vremea nu ne ajută, că iarna nu e ca vara, ca să, tot așa un clasic în viață să-l cităm, asistăm la faptul că nu singura problemă cu care se confruntă elevii, profesori și părinții în România deja nu mai este pandemia, ci este frigul. Și o să spicuiesc puțin. Februarie 2021, București. Că, credeți-mă, dacă era doar o știre cu Timișoara, poate că nu eram atât de oripilat. Giurgiu. Februarie 2021, București, sectorul 5, direcția de învățământ este anunțată că grădinițe și școli nu mai au agent termic. Octombrie 2021. Atenție, octombrie 2021, deja în Timișoara, școlile și spitalele rămâneau fără căldură. Noiembrie 2021, Rădăuți, mai multe unități sociale rădăuțene nu mai aveau agent termic. Decembrie 2021, Giurgiu, cum a spus dumneavoastră, 3 ianuarie au început școala online, că nu aveau căldură. Evident, și urmează ianuarie 2022, după octombrie 2021, când vorbim că în Timișoara se închid școlile de frig. Evident, să închid și casele de frig și spitalele, dar totodată școlile vin, cum a spus dumneavoastră, pe 2 ani, pe guboase pentru școala românească din cauza pandemiei. Urmează luni întregi acum deja, probabil să sperăm noi că martie va fi o lună caldă sau februarie, când școlile se închid. Întrebarea, ce mai este de făcut? Adică, revenind la o întrebare anterioară, cât de optimizată vi se pare a fi finanțată învățământul românesc? Întrebarea mea este, acum deja este deznădejde, nu oripilare. Mai e ceva de făcut pentru școala românească dacă ajungem să închidem școlile? Știm de un an întreg că apar aceste evenimente și sunt aparent nu sunt izolate. Pare deja să fie o problemă sistemică, deși am dat orașe mari. Nu vreau să întreb ce se întâmplă în sătucurile acelea în care poate nici măcar lemne n-au când se încălzesc cu lemne. Ce mai putem face? Dacă asta este situația în orașe mari și... Da, de felul meu sunt un om, pe de-o parte, bătăios, în sensul că mă lupt să pot să mai fac câte ceva. Asta cred că trebuie să facem toți. Deci nu cred că nu se mai poate face nimic. În sensul ăsta este discuția pe care vreau să o fac cu dumneavoastră. Dar cumva ceea ce trebuie făcut trebuie împărțit între toți cei care își asumă responsabilitate. Școala este, potrivit legii din 2000, a primăriei. Păi primarul nu are o instituție mai importantă decât școala în teritoriul lui. Primarul trebuie să știe în orice moment ce este în fiecare școală. Să știți că avem extraordinar de mulți primari
care știu aceste lucruri. Am umblat în foarte multe localități din țară. Evoluția din 2000 încoace, că de atunci au primit primarii școlilor, este una absolut remarcabilă. Primarii au înțeles că în școală intră copiii, cele mai multe școli sunt reabilitate, au și ministerele, indiferent sub cârmuirea cui s-au aflat de-a lungul timpurilor, Ministerul Educației a gândit proiecte, inclusiv cu Banca Mondială sau altele din fonduri europene, în așa fel încât să fie reabilitate școlile. Școlile cele mai multe arată foarte bine acum. De aceea eu mă aștept ca banii din acest program național să meargă mai degrabă spre logistică și spre profesori și elevi. Cumva de acolo să încercăm să micșorăm polarizarea de care vorbeam. Da, în 2022, într-o țară din Uniunea Europeană, guvernul nu e în stare să ia o măsură dură, să spunem așa, în care să sisteze aceste probleme pe perioada iernii? Mă refer aici la frigul din școli. Măcar, ok, s-a rezolvat problema aceasta a plafonării la energie. Nu poate să existe un determinism și o decizie, cum a spus dumneavoastră, chiar unanimă și în Parlamentul României, care să înțelegem că ne aflăm la 100 de mile ceas cu privire la copiii noștri care învață în aceste școli. Bine, uitați-vă cât de mult a contat o decizie luată, eu nu zic că e aberantă, dar nepregătită. Asta cu liberalizarea energiei. Deci ne-a dus aproape în colaps. Toată țara. Da? A scăzut nivelul de trai uriaș. E o scădere uriașă. Și atunci nu te poți gândi. Știi deja de 2 săptămâni copiii aia numeri la școală. Vezi că se închid școlile în Timișoara. Nu te poți gândi să iei o decizie. Atenție, o decizie de al 13-lea. Aceea sunt într-adevăr în care tu, statul, să nu mai lași un primar. Nu vreau să-i spun incompetent, nu vreau să-i dau niciun nume acelui primar care lasă școlile fără căldură. Eu, cum au spus oamenii care s-au declarat nemulțumiți, eu aș vrea să stea el 8 ore acolo, nu să stea în biroul lui. Sunt de acord cu dumneavoastră. De-aia cred că ar trebui să existe sancțiuni. Sancțiuni pentru aceia care își câștigă o poziție prin votul oamenilor și nu își îndeplinesc obligațiile pe care le au. Pentru că altfel, domnul acesta primar de la Timișoara sau de unde, de la Rădău sau de unde au fost cazurile acestea pe care le-ați menționat, ei nu găsesc nimic. Dar paradoxul este, școala e în suferință. Paradoxul este, uitați că la Giurgiu, edilul este cel care a semnalat statului că așa nu se mai poate și că nu îi mai ajunge. Și atunci, vedeți, statul nu face nimic, nici statul la nivel central, din păcate. Este adevărat, de asta vorbeam, de această decizie care trebuia bine pregătită. Poate că, într-adevăr, liberalizarea ar fi trebuit făcută. Nu știu că nu mă pricep la domeniul acesta. Dar atâta lipsă de pregătire, adică să arunci o țară în haos pentru o decizie pe care tu, decidentul, nu ți-ai pregătit-o, mi se pare absolut de neacceptabil. Și nici nu vreau să mă gândesc cum se uită la noi, nu prietenii, să spun, țele din Uniunea Europeană, ci, să spunem, posibilii ostili. Mă refer aici la Federația Rusă. Cum să mă uită la România ca la un potențial, să spunem, concurent, dacă vede că România nu este stare nici măcar să-și încălzească școlile? Și, ok, pot să înțeleg că eu, când eram tânăr elev în clasa 5, 6, 7, stăteam cu haina pe mine, că Ceaușescu vrea atunci să plătească datoria publică. Eu pot să înțeleg. Dar întrebarea mea este, de ce trebuie copiii noștri să pățească același lucru, dar după atâția ani și după, cum am spus dumneavoastră, 30 de ani de democrație și de decizie luată altfel decât pe vremea aceea? Acum, eu nu înțeleg, nu știu dacă ordonanța aceasta, care încearcă să amelioreze și prețurile, să crească și cotele de consum, ar putea să aducă rezolvarea integrală a situației draconice prin care trece țara. Dar tu, primar, să nu-ți gospodărești cumva resursele și să le prioritizezi. Adică cheltuiala ta cea mai importantă trebuie să fie școala și spitalele. Exact, școala și sănătatea, în primul rând. Dar suntem aici, din păcate. Sunt cazuri și de nepăsare, să știți, pentru că săptămâna trecută un post de televiziune a semnalat cazul unei eleve dintr-o comună din Iași care merge 13 km pe zi la un liceu tehnologic. Da, există lege pentru abonament.
există soluții ca acel copil să nu facă 13 km pe jos. Poate că ea nu știe, că n-a învățat-o nimeni, are 15-16 ani, dar are diriginte în clasă, are director școală, este inspectorat școlar, toți oamenii acestea, o armată de oameni. De ce au fost? De ce sunt atât de nepăsători? De ce am ajuns noi în societatea asta să nu ne mai pese deloc de cel de lângă noi? Dacă moare sau trăiește, dacă e sănătos sau nu, dacă merge la școală sau nu, dacă îl pregătim pentru viață sau nu. Adică este o degradare în societate a modului în care se relaționează oamenii. Și aici cred că pandemia a jucat și ea un rol extraordinar de important. Dacă înainte spuneam, domnule, societatea a început să fie centrată numai pe bani. Nu mai contează celelalte valori de referință, fără de care un om nu poate să țină drumul drept în viața lui. Contează numai banul. Ei, acum constatăm că nu mai contează banul pentru mine, mai contează restul, comunitatea. Tot vorbim de comunități. Care comunitate când nouă nu ne pasă nici măcar de cel de lângă noi? Și nu ne pasă nici asta, cred că e cel mai grav, ne pasă de copii. Nu știi. Categoric. Urcând un pic cu privire la vârsta celui care trebuie format, aș vrea să vă pun o întrebare, pentru că tot așa, relaționând cu Strategia Națională de Apărare a Țării, spunem că ne dorim o mai bună corelare între sistemul educațional, domeniul cercetării și piața muncii, ceea ce cred că și dumneavoastră, eu știu că Politehnica București o face într-un mod foarte bine și știu că încă de pe băncile facultății sunt foarte mulți viitori ingineri targetați de companii și de firme din România. În schimb, aș vrea să vă dau un alt exemplu. Ministerul Educației, în urma unui control la o universitate, și nu o să-i dăm numele acestei universități, a decretat că nu e nicio problemă că 11 persoane matriculate simultan la studii universitare de licență și de master fac cursurile în acest fel. Lucru care zic ei că este prevăzut de articolul 151 din Legea Educației Naționale cu privire la înscriere la facultate, dar dacă te uiți la articolul 2 din aceeași lege care vorbește și ea despre promovarea unui învățământ superior orientat pe competențe și abilități de utilitate directă în profesie, v-aș spune doar domeniul. Domeniul este psihologie. Discutăm de o normă la psihologi care vorbește despre pregătirea psihologilor pentru a avea drept de liberă practică. Avem această universitate în care ministerul spune este ok că un student face simultan master și licență, deși, atenție, o normă profesională spune că pregătirea, și vorbim de norma nouă din 2011 a Colegiului Psihologiei România, vorbește despre faptul că formarea profesională complementară prin master se realizează doar după formarea inițială. Credeți că ministerul n-ar trebui să sancționeze genul acesta de abordare, i-aș spune eu, mercantil, pecuniar a unor universități, de a trage bani de la studenți cu orice preț, fără măcar să nu sfideze criteriile învățământului Bologna după care existăm? Ați ridicat mai multe probleme, să încercăm să le luăm pe rând. Odată că legea stabilește foarte clar, un tânăr are dreptul la un program de licență, un program de masterat și un program de doctorat plătit de stat, deci fără taxe. Da? Asta este o primă chestiune care ar trebui lămurită. Cei înscriși la atât de multe programe ar fi trebuit să știm, ei sunt cu taxă toți? Sunt cu taxă. Sunt cu taxă. Ok. Atunci eu cred că intervine într-adevăr rolul universității. Am avut aici, ca decan sau ca rector, multe solicitări din partea studenților de a parcurge 2 ani într-unul. Am aprobat foarte puține. Nu știu dacă degetele de la o singură mână nu sunt prea multe pentru câte aprobări am dat. Și am dat atât de puține aprobări din experiența pe care am căpătat-o aprobând un caz sau alt caz. De ce? Le-am dat în primul rând celor care sunt foarte capabili, adică aveau media unui an peste 9, peste 9,50 și am urmărit ce se întâmplă atunci când a hotărât să facă 2 ani într-unul. La sfârșitul acestui an eforturile au fost așa de mari, iar rezultatele au fost foarte slabe. Media nu s-a mai ridicat peste 7. Și atunci sigur că stăteam de vorbă cu ei și le spuneam care sunt consecințele asupra formărilor profesionale.
Dacă înscrierile într-un număr atât de, mare de programe de masterat se face din dorința universității de a câștiga bani, eu cred că universitatea nu face decât să se autodesfințeze, practic. Pentru că cei care termină acolo primesc o diplomă de la acea universitate. Diploma aceea reprezintă cartea de vizită a absolventului. Universitatea nu se poate deroba de responsabilitatea acelei diplome. Doamna ministru, dacă absolventul nu dovedește că știe pentru ce s-a pregătit și pentru ce universitatea i-a semnat diploma respectivă, atunci cred că nu imediat, pentru că nu este o chestiune de reacție rapidă, dar cred că universitatea va fi cea care va fi în suferință. Da, doamna ministru, dar să meargă un corpul de o echipă de control al Ministerului Educației Naționale să constate că 11 persoane derulează programul de master anterior sau simultan cu cel de licență într-o asta nu se poate. Asta, dacă e pe același domeniu, asta chiar nu pe se același poate. Domeniu și ministerul spune că e ok. Vă dați seama unde am ajuns și noi aici în promovarea unui învățământ bazat pe performanță? Cazul este real, cazul a apărut în mass media din România. E vorba despre o lipsă și de vocație din partea dascălului de acolo, din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că dascălul știa că acel student care a terminat ingineria înainte și s-a înscris la masterul de psihologie clinică nu va avea destule credite să primească liberă practică, dar l-a lăsat și după aceea, când studentul și-a dat seama în timpul programului de master că nu o să aibă destule credite, i-a sugerat să înscrie și la licență. La aceeași universitate, în anul întâi. Vă dați seama că și înțeleg că cazul nu este singular, cazul acesta este amplu relatat deja în mass media, chiar pe televiziune a fost azi vară, dar de ce am vrut să aduc această... Bine, cei care s-au bănuiesc, cel puțin de asta ar fi trebuit să aibă ca bază legală, s-au bazat pe licența căpătată în alt domeniu. Inginerii. Da, cum nu trebuie să denigăm inginerii. În ce sens? Inginerie în ideea în care tu vrei să fii psiholog cu liberă practică. Da. În sensul acesta, adică e ca și cum ar veni un psiholog la dumneavoastră să facă un master de automatizări și calculatoare și după aia vrea să fie la fel de bun ca unul care a făcut liceu. Eu îi spun direct, nu-l poți face pentru că nu ai baza. Păi vedeți despre vremea. Ce discutăm. Da. Din păcate, de ce am vrut să pun această ultimă întrebare? Pentru că am avut să aducem în discuție faptul că poate dacă la nivelul acesta la care eu nu m-aș fi așteptat să ajungă niciodată de, eu îi spun, abuz al educației naționale, cum este vorbind de ciclu primar, gimnazial, unde copiii mor de frig și nu pot să înveți în cauza asta, din păcate învățământul superior nu ne face cinste dacă continuă să fie o fabrică de diplome, doar pentru ca universitățile să bage bani în buzunar. Și atunci întrebarea e dacă ajungem să avem și cazuri de astea care totuși cam sfidează chiar rațiunea de a fi a sistemului Bologna, pe care noi din 99 am asumat că îl dorim. Întrebarea e, ministerul nu ar trebui să fie mult mai aspru în a sancționa astfel de derapaje? Nu înțeleg decizia ministerului, poate doar sub un anume aspect, și anume, eu dacă sunt inginer, ceea ce și sunt, evident, și vreau să fac un master în psihologie, poate vreau să-l fac pentru ceea ce, pentru cunoștințele suplimentare pe care eu vreau să le capăt. Da? Eu, de exemplu, ca student, pentru că noi am avut în programul nostru de licență, am avut și psihologie, și filozofie, și sociologie, logică. Deci era un curs care te obliga, într-un fel, să fii mai deschis către cursuri care te obligau să ai o vedere puțin mai puțin îngustă, un pic mai largă. Deci dacă vrei să faci un master pentru cunoașterea ta, e una. Pentru profesie, eu cred că aici reglementarea de care vorbeați din de data de colegii psihologilor, acolo trebuie să fie lucrurile foarte, foarte stricte, mai ales că psihologii avem și în școală. Și sigur, spre orientarea profesională, spre situația în care un copil trece prin dificultate și psihologul trebuie să-l ajute. Adică nu, n-aș fi atât de... aș fi mult mai reținută și mult mai drastică în subiectul ăsta. În același timp, dacă ne uităm la lumea universitară, nici aici nu vorbim de o finanțare atât cât ar fi necesară. Noi ne chinuim, de exemplu, la Politehnică să scriem contracte. Scriem zeci de proiecte, rezultă câteva,
dar din acele câteva asigurăm mentenanța echipamentelor, mai cumpărăm câte un modul ca să avem cu ce lucra, pentru că universitatea, în universități, cercetarea nu este o glumă. Da? Eu am învățat de la profesorul meu, academicianul Nenițescu, care ne spunea așa, ca să transmiți știință, trebuie să fii tu creator de știință. Sau cel puțin să te străduiești. Ceea ce știu acum și credibilitatea pe care o am în fața studenților în timpul orelor îmi vine din ceea ce am făcut eu în laborator. Siguranța îmi vine de acolo și asta trebuie să rămână. Cercetarea este o chestiune fundamentală în universități. Traversăm perioada aceasta de foarte multe transformări sociale la nivel global. Ca urmare, eu văd acum că universitățile ar trebui cumva să se racordeze la aceste schimbări. Vorbim de faptul că în următorii 20 de ani se schimbă 50% din profesii. Dar unde se formează viitorii profesioniști? În universități. Deci universitățile acum ar trebui să fie extraordinar de preocupate să dezvolte domenii noi. Lumea aleargă după interdisciplinaritate. Domeniile acestea, programele interdisciplinare, de licență, de masterat, de doctorat, sunt extraordinar de căutate în toată lumea. Și asta ar trebui să facem. Suntem în domeniul nanoștiințelor, în zona în care vorbim de nanoștiințe și în medicină și în inginerie și în tehnologie, în fizică, în chimie și așa mai departe. Păi acum universitățile ar trebui să aibă deja înființate programe, facultăți pe zona nanoștiințelor. N-ai cum și nanotehnologiilor. N-ai cum să fii la curent și să pregătești profesioniști dacă tu nu formezi școli, în primul rând. Și din fericire, spun eu, uitându-mă pe publicațiile universitarilor, există această activitate de cercetare care ar permite înființarea unor astfel de programe. Pentru că nu poți să visezi noaptea un program de licență și a doua zi să înființezi un program de nanoștiințe. Trebuie să ai în anterior o experiență de cercetare. Ai articole, ai publicații, ai relații cu lumea științifică internațională. Cam aici ar trebui să fie universitățile. În prima linie a evoluției științifice. Și nu axate pe, doar pe câștiguri financiare și să devină fabrici de diplome. Cred că fabrici de diplome exclus. Adică am dus bătălie atât de grele cu fabricile de diplomă, încât n-aș vrea nici măcar să ne imaginăm că ar mai putea fi astăzi în vigoare în realitatea sistemului de învățământ românesc. Eu cred că am fost singurul ministru care am desființat 37 de așa zise universități prin hotărâri de guvern, se găsesc în documentele oficiale, pentru că nu le-am desființat așa între 4-8, ci pe baza unor hotărâri de guvern, iar bătălia pe care am dus-o cu o universitate care ajunsese să aibă 312.000 de studenți și 650 de profesori, a fost cumplită. Cumplită pentru că tot timpul aveam un termen de comparație. La vremea respectivă, noi aveam în Politehnică 1.300 de cadre didactice și acum la fel, și 25.000 de studenți. Adică raportul profesor-student era unul net. Și acolo 312.000 de studenți și 600 de profesori. Oameni buni, ce să vă spun decât că mi-aș dori să ca acest apel către pentru soluționarea problemei frigului în școli să ajungă la urechile cui trebuie și să sperăm că nu mai trebuie să nimeni să facă vreodată măcar o știre sau vreo emisiune despre frigul în școlile în care învață copiii noștri. De asemenea, sper că învățământul românesc superior să fie mult mai orientat spre cercetare, spre dezvoltare și spre profesionalizare, așa cum doamna ministru ne-a spus. Eu îi mulțumesc, doamne ministru, și ar mai facem cu un apel, un apel în care sună altfel și nu vreau să fie interpretat altfel decât metaforic. Cine n-are bătrân să-și cumpere. Cred că învățământul românesc n-ar trebui să facă rabat de la
foștii decizionali și ar trebui să-i asculte mai des și cred că un sfat al bătrânilor, între ghilimele, în învățământul românesc ar fi mult mai mult decât binevenit, părerea mea, dacă mă întrebați. Așa cum, deși, din nou, nu știu, aici nu mă pricep la fotbal, dar înțeleg că unul dintre pretendenții la titlul de selecționer la România a fost refuzat pentru că a vrut să facă un sfat al bătrânilor din fotbalul românesc și cu el să conducă echipa națională a României. Eu cred că avem nevoie în această zonă de decizie, de sfaturile oamenilor care s-au confruntat în diverse sau în diferite perioade ale timpului cu probleme poate similare, să fie ascultați mai des și aș vrea să văd că acest lucru se întâmplă. Eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și vă mărturisesc că apreciez faptul că vorbiți despre educație. Cred că fără educație o societate nu există. Devine inconfortabilă cu oricine, cu oricare din membrii ei. Și primul lucru este că ne nemulțumește pe toți o societate în care educația nu este așezată acolo. Să le transmitem profesorilor, acestor apostoli ai neamului, să nu uite că rangul acesta de apostol al neamului trebuie să-l meriți prin ceea ce faci în fiecare zi și, sigur, și să adresăm și decidenților rugămintea să se aplece spre nevoile sistemului. Nu poți să faci altfel. Din experiența mea vă spun că ceea ce știu astăzi nu rezultă. Am și citit mult despre sistemul de învățământ și de la noi și din alte părți, dar am și văzut realitatea sistemului. Făceați anterior discuției, debutului discuției, referire la faptul că mă opream cu Loganul unde era nevoie. Mă opream, cele mai multe opriri le-am făcut la școli. Pentru că eu n-am avut șofer și atunci alergam prin țară unde vedeam o școală, mă opream, intram fără să școala să fie avut timp să șteargă praful și abia atunci vedeai care este realitatea școlii. Îi îndemn și pe cei decidenți de astăzi să facă același lucru. Haideți aproape și să fie educați. Și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi, doamna ministru, să fie educați o valoare de securitate națională așa cum ne-o dorim și o declarăm cu toții.